toate bazinele râurilor importante, precum Vișeu, Iza, Someșul Mare, Olt, Bistrița, Mureș, Buzău, Crișurile, Jiu, Prahova, dar și unii afluenței lor. Specialiștii susțin că nu există localități aflate în pericol în cazul unor vituri. Pe de altă parte, de la 1 martie, reprezentanții Ministerului Mediului vor verifica modul în care autoritățile locale au întreținut cursurile de apă și dacă au realizat la timp lucrările necesare în vederea prevenirii unor posibile inundații. Amenzile pot ajunge chiar și la 120.000 de lei. Există risc de vituri de primăvară, deci atât în luna martie cât și în luna aprilie. Ne așteptăm să avem și podul Portugalii. Se vor manifesta mai intensiv fenomenele pe torenți, râurile necadastrate. Știri externe acum, 1500.